câteva secvențe din culisele unui webinar Business Days, în sensul în care l-ați văzut și pe Laszlo coordonând, și pe Dragoș consumând o băutură răcoritoare, dar și stând alături de câțiva prieteni, alături de care respectând distanța, area socială, construiește câteva lucruri foarte, foarte interesante. Apropo de autenticitatea de care vorbeam acum ceva vreme, mă uit în spatele lui Dragoș Anastasiu și văd numai autenticitate, ceea ce cred că este lucrul cel mai important. Astăzi, la acest webinar, vă propunem să vorbim, eu, Cristian Brancu, da, Dragoș, da, mulțumesc foarte mult, cu dedicație specială pentru toți cei care stau acasă acum și și-ar dori să fie Dragoș Anastasiu, ca să zic așa, sau să meargă pe urmele lui Dragoș Anastasiu, dar pentru asta trebuie să aibă o mentalitate deschisă în vremea pandemiei, ceea ce este și tema pe care o propune Dragoș Anastasiu. Vorb, toată viața mea, 29 de ani de medie, am vorbit în termen de audiență și de popularitate. Știu că de fiecare dată când am fost alături de Dragoș și Anastasiu într-o acțiune, a fost și audiență, și popularitate, și esență. Dragoș Anastasiu este un repatriat de succes, medic de profesie, unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din prezent a fondat Touring Europa Bus în România în 1995. După numai doi ani de zile a devenit membru al cele mai importante rețele internaționale de transport de călători, Eurolines. Câțiva mai târziu a adus pe piața România brandul TUI, cu care a pus bazele celei mai de succes rețele de agenții din țară. Grupul Eurolines România s-a dezvoltat continuu până a devenit un grup de referință în domeniul transporturilor și turismului în România. În afara țării a dezvoltat afaceri în Germania și Republica Moldova. Grupul Eurolines este ață specializată specializat în servicii de ospitalitate, închiriere de mașini, servicii și suport. În 2017, Dragoș Anastasiu a finalizat parteneriatul cu Flixbus, prima linie de business importantă a grupului Eurolines, iar doi ani mai târziu, în 2019, transferă toate activitățile turistice către grupul Der Turistic. Dragoș Anastasiu, deține Green Village, adică ce vedeți dumneavoastră acolo în spate, un resort în delta Dunării din 2015 și franciza Enterprise Rent-A-Car din 2014 și l-ați văzut în ultima vreme în luările sale de poziții în legătură cu zona de afaceri și zona de decizii în România, în calitate de președinte al Camerei de Comerț Române-Germane și membru al Consiliului Consultativ al Romanian Business Leaders. După cum se vede, este pasionat de sport, de educație, în sensul în care se simte aerul sportiv al lui Dragoș. De educație o simțiți cu toții, pentru că este un om care oferă și care este generos. Îi plac proiectele noi și crede în tărie, cu tărie în noile generații de antreprenori pe care le sprijină activ, implicându-se cu entuziasm în diverse programe de educație practică pentru tine și profesori din sistemul de învățământ de stat, precum www.superteach.ro Dragoș Anastasiu, de aici încolo are legătura pentru că e vorba despre mentalitate, despre ceea ce urmează să se întâmple în viețile noastre de acum încolo și fără un mindset, cum spunea ieri în întâlnirea telefonică pe care am avut-o, cu siguranță că nu vom putea să mișcăm mai nimic într o perioadă în care totul este într o puternică schimbare. Bună ziua, Dragoș. Felicitări pentru ceea ce ai în spate din toate punctele. Merci mersi de invitație, bună Laslo, bună dragi colegi și prieteni. Mi-ai făcut așa o prezentare cu care nu pot decât să dezamăgesc acum, pentru că n-am cum să mai ating așteptările celor care se uită Tot și care. Nu ai reușit de. să dezamăgesc, să știți? Tocmai din acest motiv oamenii se adună într-un număr foarte mare pentru că nu ai dezamăgit și ești plus valoare în orice situație. Mersi frumos eu sunt, sunt foarte bucuros din mai multe motive. Unul, că acum de 1 mai nu sunt singur. Sunt cu voi și sunt aici cu echipa de la Green Village, care, chiar dacă nu are niciun turist, se pregătește de start. Sunt aici într-o localitate care este definiția izolării. Dacă vă uitați în. DEX, izolare, egal Sfântul Gheorghe Delta Dunării. Și tocmai ce ne-am întors de la mare, unde toată plaja era a noastră, 30 de kilometri până la sulina a noastră, drumul de la noi până la plajă, un kilometru al nostru, tot satul pare să fie al nostru, Dunărea pare să fie a noastră, intrarea Dunării în mare pare să fie a noastră, deci cumva suntem într-o zonă care și înainte era izolată, da. Întotdeauna a fost destul de greu să găsim colaboratori aici, pentru că spuneau că nu vor să se izoleze. E, iată cum pandemia uh, începe să ne arate uh, diverse fațete la care înainte nu ne gândisem, și ceea ce până la un moment dat ar fi putut să pară un dezavantaj pentru un astfel de loc din punct de vedere turistic și al uh, oamenilor care lucrează. Acum poate să pară uh, că este un avantaj. Da? Uh, deci, uh, cred că tot ce înseamnă această pandemie, e bine să ne, ea ne învață niște lecții. Întrebarea este dacă noi le percepem și le ducem mai departe. Eu nu o să vreau acum să vă țin niciun fel de prelegere. I-am spus și lui Cristi că sunt adeptul interacțiunii și cu moderatorul și cu toți ceilalți. Mi-am deschis aici și chat -ul. Chiar dacă sunt e lumină destul de puternică, încerc să văd. A spus deja cineva bună ziua și spun și eu bună ziua pe chat. Deci aș vrea să interacționăm, dar înainte să interacționăm, aș vrea să vă dau un imbold, pentru că gândindu-ne împreună la ce am putea să abordăm, și apropo de SuperTICI, un proiect drag mie și lui Romanian Business Leaders, un proiect de educație pentru profesori, pentru schimbare de mentalitate la profesori, pe care vă îndemn să-l urmăriți măcar pe Facebook sau pe website sau știu și eu pe unde. Noi acolo discutăm despre mentalitatea deschisă a profesorilor în educație și la bază este o, există o carte și o metodologie. Cartea se cheamă Mentalitatea deschisă și vă o recomand din toată inima. A fost adusă în România, tradusă de către Institutul Dezvoltării Personale, IDP, condus de Corina Gheorghe. Vă o recomand din toată inima. În spatele acestei cărți stă institutul care este liderul mondial de schimbare de mentalitate. Știți cu toții ce înseamnă schimbare de mentalitate, da? cât de greu este. Cu toate acestea, există oameni specializați în așa ceva și eu pot să vă spun și din proprie experiență, și din experiența cu colegii mei, chiar dacă la anumite vârste mentalitatea nu se mai schimbă în mod fundamental, dar totuși sunt anumite declicuri pe care le putem avea și ne putem schimba suficient de mult ca să facem diferența. Față de ceilalți și față de noi înșine din perioada dinainte. Deci, ideea era să discutăm despre mentalitate deschisă în pandemie, dar, mă rog, pandemia o luăm ca o moment, un, un moment de greutate temporară. Da? Se întâmplă ceva, nu neapărat pandemia, orice se poate întâmpla și avem o greutate, avem un moment dificil. Cum îl trecem? Și aici sunt cele două variante, prin mentalitate deschisă sau mentalitate închisă, și nu o să vreau să vă plictisesc, o să vă spun doar că mentalitatea deschisă spune cam așa: Eu sunt important. Persoana mea este importantă. Dacă spun că persoana mea nu este importantă, sunt ipocrit. Să fim serioși, da? Sunt important. Eu, apropiații mei, rudele mele și așa mai departe. Dar tu, Cristi. Tu, Laszlo, voi toți ceilalți sunteți la fel de importanți ca și mine. La fel. Nu sunteți nici mai importanți, dar nici nu sunteți mai puțin importanți. Pentru că de foarte multe ori, și gândiți-vă la relația șef-subaltern, de câte ori se practică acest tip de mentalitate în care eu, șeful, sunt la fel de important ca și tine, angajatul meu. Dar mie nu-mi place cuvântul angajat, folosesc mai degrabă. Colaborator, dar gândiți-vă la acest moment. De obicei, și asta se întâmplă și în educație, este elevul la fel de important ca și profesorul? Profesorul, când se duce la clasă, gândește așa, gândește în sensul în care fiecare copil are în el o măreție care așteaptă să fie descoperită. Voi chiar credeți că există cineva care este nu mai prost, nu mai tâmpit, nu mai leneș, nu mai. Nu, eu cred că în fiecare există ceva. Numai că noi, de cele mai multe ori, și ca părinți, și ca profesori, și ca șefi, nu descoperim acea măreție. De ce? Pentru că nu o căutăm. De ce? Pentru că nu tratăm pe cei din fața noastră ca fiind la fel de importanți ca și mine. Îi tratăm cum îi tratăm altfel? Pe păi îi tratăm, hai să ne gândim la școală sau la, dacă vreți, și la business îi tratăm uh, ca pe niște obiecte uh, câteodată. Da? Când ne deranjează, îi tratăm ca pe. și devin pentru noi ce devin? Dacă ne deranjează un copil sau un angajat, devin un obstacol, nu? Mă, este, e în calea mea, mă deranjează. Sau la un copil care nu prea zice nimic la școală, ce face profesorul de obicei? El ignoră. Da? Pe unii vede ca pe un, niște obiecte. Adică prin, prin acești oameni îmi ating scopurile. Eu, șef, am angajați prin ei îmi ating scopul, deci sunt obiecte. Sau doi văd ca pe niște obstacole, nu performează. Trebuie să-l dau afară, trebuie să-l împing deoparte, sau în cel mai bun caz, îl ignor. Asta este o variantă și asta se cheamă mentalitate închisă. Mentalitatea deschisă spune că nu cei din jurul meu nu sunt nici obiecte nici nu pot să ignor, nici nu sunt obstacole. Dacă eu descoper în fiecare uh, ceea ce el face cu pasiune, ceea ce el face bine, ceea ce el, uh, unde el poate să performeze, atunci, uh, dacă îi voi ști obiectivele, nu numai pe ale mele, le știu, eu știu de obiectivele mele, dar noi știm obiectivele oamenilor din jurul nostru, le știm cu adevărat, i-am întrebat vreodată cu adevărat, care e obiectivul tău, imediat sau pe termen mediu și lung? Și acum, revenind la momentul ăsta greu, de pandemie sau ce vreți voi, coronavirus, un moment dificil, dar luăm orice moment dificil. Cum intrăm în așa ceva? Intrăm cu mentalitate închisă în care spunem, eu, 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 mi, 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 eu, eu contez. Eu. Dau un exemplu. M-a prins pandemia cu niște bani în cont. Nu sunt ai mei sau nu sunt toți ai mei, dar eu îngheț plățile. Pentru că asta contează. Eu nu știu dacă mă va ajuta statul român, eu nu știu dacă mă va ajuta banca, eu nu știu dacă mă va ajuta cineva, eu am prins aici niște cash, uh, nu plătesc furnizorii pentru că eu contez. Eu și angajații mei. Restul nu mai interesează. Și atunci înghețăm plățile. S-a întâmplat asta în România, Cristi? De Avem ori, ori, sau poate chiar de mai multe ori. Ok. Nu cumva este o dovadă de mentalitate închisă în care spun eu contez. Ce contează că tu, furnizorul meu, ai aceleași probleme ca și mine. Nu, nu, nu. Eu contez. Asta e o variantă de abordare și o să discutăm, dacă vreți, de relația stat-antreprenor și o, o, în pandemie. Varianta numărul doi este să intru în toată treaba asta și să spun, băi, mie mi-e greu și am o problemă, dar și ție ți-e greu și tu ai o problemă. Hai să vedem cum o rezolvăm. Astea sunt cele două variante și dacă vreți să filozofăm pe marginea acestor două variante, eu aș fi deosebit de încântat. Nu să ziceți că am avut eu dreptate sau că am dreptate sau să ziceți că așa, ci pur și simplu să vă gândiți. Pur și simplu, atâta tot, nimic altceva n-ar fi pentru mine mai, mai mare bucurie să știu decât că cei 60-100 care se uită la noi acum, după această discuție, se gândesc care este metoda de, de abordare. Acum, dacă vreau, aș vrea să interacționăm. Dacă sunt întrebări, și după aia să începem încet, încet să, să luăm exemple, că eu cred că prin exemple înainte. Bun. Vreau să zic lucrul următor. Liniile sunt deschise. Cei care doresc să comenteze sunt, sunt invitați, fără niciun fel de problemă. Cetul este deschis și chiar mai devreme am avut o întâlnire în care am avut întrebări. Sunt convins că o să avem și acum. Prin urmare, Dragoș Anastasiu este aici pentru a vă răspunde întrebărilor și este o ocazie minunată pentru a vă oferi, oferi sfatul și punctul de vedere absolut necesar pentru a ști ce trebuie făcut mai departe. Vreau să te întreb, Dragoș, pentru că am vorbit și cu cei cu care m-am mai întâlnit în webinarii aici la Business Days, apropo de mentalitate deschisă, cum trebuie să se depășească o anumită panică și uh, teamă de viitor, pentru că acest, uh, această criză a venit abrupt și este încă greu de, uh, de prevăzut cum va fi peisajul după. Și asta induce o stare de panică. Fără doar și poate, atât personală, uh, cât și medicală, cât și uh, de comunități, cât și națională cât și de business. Trăim toți într-o uh, lipsă de predictibilitate totală. Știți care e partea bună a noastră, a antreprenorilor din România? Că suntem obișnuiți cu asta. Poate că nu la dimensiunea asta, pentru că niciodată ne-am ne confruntat cu uh, stoparea vânzărilor de azi pe mâine. Nu știu, iată acest... Uh, hotel sau un restaurant sau agenție de turism sau orice altceva, mall, care de azi pe mâine a rămas cu zero la venituri. În schimb, a rămas cu datorii, a rămas cu cheltuieli, a rămas cu um, angajați și așa mai departe. Dar, pentru că statul român în ultimii 30 de ani ne-a pus la grele încercări, vă aduc aminte, ordonanța 114, dacă, da, ca să ne dăm seama acum cât de ușoară era aia față de momentul ăsta. Și Cred cât de... 114, da. Și cât de nedreaptă ni s-a părut și am avut senzația că vine sfârșitul lumii. E, uitați-vă ce vremuri frumoase erau cu ordonanța 114 versus se oprește totul de azi pe mâine. Deci odată noi românii suntem obișnuiți. Eu am spus întotdeauna, am trăit mulți ani în Germania, cine face antreprenoriat în România este călit, și eu cred că orice fel de antreprenor din România care a rezistat 20, 20 ceva de ani Poate să facă antreprenoriat în toată lumea asta cu extrem de mult succes Deci eu cred acest lucru în toate celulele mele Că acest lucru așa este și de asta vom și trece de această criză A doua chestiune, avem umor și râdem mult, facem glume da? Și știți, da? că nu are sens acum să intrăm în toată zona asta, cât de la mișto a fost luat fiecare lucru în parte. Da? Și din aceste motive, noi vom găsi soluții și vom trece. Acum, gândiți-vă că antreprenori, germani, olandezi și așa mai departe, în astfel de situații, și credeți-mă că îi cunosc destul de bine și de mult și îi respect cu toată ființa mea, dar ei nu sunt obișnuiți cu așa ceva. Și, în plus, față de noi, ei au resurse. Uitați-vă puțin la. și asta poate să fie o lecție a pandemiei, da? Uh, Germania. Sigur, e greu să ne, comparăm, să ne comparăm, comparăm cu Germania, dar Germania, în ultimii șase ani de creștere economică, a făcut rezerve, an de an, a făcut excedente bugetare, an de an. Mi-a mers bine, mi-am pus doi lei deoparte. Discutăm, asta e o lecție a pandemiei și de mentalitate. Mi-am pus doi lei deoparte, de a venit momentul greu, Germania are bani puși deoparte. Și Germania, ca stat, a ieșit către mediul de afaceri și a spus în felul următor: Dragă mediul de afaceri, nu ai nicio vină că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nicio vină nu ai. Noi am venit și am închis uh, business businessul. Noi te vom sprijini, noi stat. Și anume nelimitat, nelimitat, cu oricât este nevoie, nelimitat. Și eu având și eu o firmuliță în, în Germania, în, după câteva zile am primit câteva mii de euro în cont fără să, să măcar să le cer. Da? Uh, ok, asta este o variantă. Varianta a doua este când ne-a mers bine uh, și ca țară, și în Horeca, și în uh, unde vreți voi, am rămas fără resurse. De ce? Pentru că uh, unii dintre noi, nu toți, fără doar și poate, am preferat să ne facem vacanțele în locuri și mai frumoase, să ne facem, să ne cumpărăm o mașină și mai bună, poate și a doua mașină. Am făcut și copilul 18 ani, am cumpărat și acolo o mașină. Poate un iac. Am făcut o casă, am făcut a doua casă. Nu spun că toți fac la fel. Dar cred că acest model de antreprenoriat e, vă este cunoscut. Absolut. Cred că vă este cunoscut. Și eu vă spun din toată inima că eu îl înțeleg pentru că este prima generație de antreprenori, prima, a doua, da? Atât am avut. Nu suntem la a șaptea, la a opta, la noua generație, unde casa, mașina, iahtul, ce spui tu, sunt deja acolo și atunci nu mă mai ocup de ele. Deci, eu nu blamez acest tip de. Ante Dar la ce duce? Duce ca atunci când ai nevoie să n-ai. Și să trebuiască, de exemplu, să-ți să vinzi iahtul. Numai că acum nu cumpără nimeni iahturi. Exact. Și asta este diferența da, între a aborda cu mentalitate deschisă, cu, cu, cu previziune, cu viziune și așa mai departe și a te închide în tine și a spune mi, 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 eu, eu contez, eu, eu, casa mea, mașina mea, tot ce mi-aparține, eu contez. Deci asta este, asta este o diferență importantă de, da, de cum abordăm lucrurile. Avem o întrebare apropo de mentalitatea, dacă există o schimbare de mentalitate în rândul românilor. În același timp, însă, o să te rog, dragul, să te oprești și asupra modului în care statul român se ocupă de mediul antreprenorial. Dar cu ce vrei să începem? Cu întrebarea Danui sau cu. Să, să, să interacționăm cu oamenii și să ne să îndemnăm să statul mai. mai statul român versus statul german. Deci, se crezi că se vor, schi se vor produce schimbări de mentalitate. Cum simți? Ce se vede după o lună, două luni? Eu cred că, eu cred că da. Eu cred că da. Repet, schimbarea de mentalitate nu este gata. Schimbăm mentalitatea. Pac și de mâine avem altă mentalitate. Nu se produce așa. Schimbarea de mentalitate pleacă de la un declic, de la, câteodată de la o conversație. Eu, de exemplu, am avut un declic în interacțiunea cu Ron Kaufman. Și vă recomand Cartea Cultura Serviciilor Superioare Sau Uplifting Service Depinde în ce limbă o vreți Am contribuit la traducerea ei În limba română Pentru că eu între interacțiunea cu acest om După trei ore Am avut un declic Asta nu înseamnă că mi s-a schimbat radical mentalitatea Ci pur și simplu Am mai îndreptat din lucrurile greșite Pe care le făceam Și le făceam cu duimul și și astăzi le fac cu duimul Atenție, mentalitatea deschisă inclusiv, cum să spun, conceptul în sine nu pleacă de la ideea că unii au mentalitate deschisă și alții nu. au Să fim clar înțeleși. Eu mă aplec asupra acestui concept de câțiva ani și eu vă garantez că eu, în majoritatea timpului, am mentalitatea închisă. Diferența este când și când, cunoscând conceptele, îmi dau seama de acest lucru și încerc să ies din ea. Conștientizez acest lucru și dacă lucrurile astea merg la nivel de cultură organizațională, și asta la noi s-a întâmplat în sensul că am făcut cursuri, mă ajută colegii care vin și îmi spun, opa, vezi că acum ești în cutie, că de fapt asta este, ești în cutie sau ieși din cutie, da? Și, mi se, și noi noi ne atragem atenția unul altuia, băi, vezi că ești în cutie, hai, fă un pas, încearcă să faci la. Și cu asta basta, nu mai trebuie să explicăm mai mult, pentru că te gândești, aha, ok, am uitat. Deci noi suntem în mentalitate închisă, de obicei. Eu cred că lucrurile se vor schimba, eu cred că lucrurile, oamenii învață din, din această pandemie. N-am n -am un dubiu că învață. Cei care, de exemplu, au mers pe ideea asta de business, cât avem, cheltuim și ne îndatorăm, o să înțeleagă cât de bine ar fi fost să pună ceva deoparte. Și asta, de exemplu, este o schimbare de mentalitate. Ca idee. De asemenea, o să fie mulți care o să înțeleagă acum că ieșirea din criză nu se face de unul singur. Nu, nu merge. Și trebuie să te îndrepți către colaboratorii tăi, către furnizorii tăi, către clienții tăi și să încerci să mergi pe zona de solidaritate. Și asta iarăși va crea o schimbare de, de abordare. Și... Vor mai înțelege niște oameni ceva și eu sper din toată inima că și politicienii români. Că solidaritatea nu se clamează. Solidaritatea, precum și respectul, se câștigă. Nu poți să vii acum, apropo, și intrăm în zona asta de stat român, stat german și așa mai departe, nu poți să vii uh, brusc și să spui gata, acum suntem solidari. Pentru că, și sper că am răspuns întrebării dacă vor fi schimbări de mentalități, da, cred că da, dar nu vă așteptați că mâine devenim suedezi, că nu se va întâmpla chestia Nici nu putem. Avem întrebări pe Facebook, cum de la Hege, de exemplu, cum îi faci pe oameni să înțeleagă că serviciul tău ajută, cum îți crești valoarea serviciului tău în această perioadă? Păi, depinde ce faci, e, e, bă... Destul de complicat de răspuns, așa paușal. În general, trebuie să știi ce are nevoie clientul tău în momentul respectiv. Acum, cum aș putea eu astăzi să cresc valoarea serviciilor de aici de la Green Village? Ce aș, ce aș putea să fac să cresc astăzi această valoare? Că nu e nimeni aici și că și pe mine m-a oprit poliția venind încoace de două ori. Dar am avut o adeverință că merg la muncă. Da? Și chiar o fac, chiar am muncit astăzi dar n-aș putea în momentul ăsta să fac. Dar altceva pot să fac să cresc valoarea lui Green Village. Uite, ce fac acum? Exact. Adică să încerc să aduc plus valoare unor antreprenori care au chef să asculte ceva, să audă ceva și prin asta cumva să ies în evidență și să rămână în mintea oamenilor cumva. Poate că o idee aș rămâne, dacă aș rămâne în mintea oamenilor, ei își vor aduce aminte și de mine și de Green Village în momentul în care vor fi confruntați cu ideea respectivă. Se cheamă, cred, în momentul ăsta ceva de tipul social marketing, da? adică te pui în, în slujba comunității. Și eu asta am încercat să fac, dar am făcut-o nu că vreau să ies în evidență, ci pur și simplu pentru că așa o fac de foarte mult timp să lupt pentru comunitate, să lupt pentru firmele germane, pentru comunitatea germană, să lupt pentru comunitatea agențiilor de turism, chiar dacă nu le mai am eu, să lupt pentru hotelieri, să lupt pentru modele de tip german, de tip kurzarbeit, cum intrăm din zona de șomaj în zona de muncă, să discut cu guvernul zi de zi. Deci în felul ăsta am crezut, nu că am crezut, dar încă o dată, în felul ăsta poți să aduci plus valoare și businessului tău, pentru că vei fi asociat și lumea se va gândi, de exemplu, să meargă în concediu la Green Village. Dar altfel, nu poți. Ce e important în momentul ăsta să nu. Hai să vă dau un exemplu. În primul rând, să nu te închizi în tine, să comunici. E foarte important să comunici. Și trei, să încerci să aduci plus valoare tuturor. Clienților tăi. Vă dau un exemplu. Când am intrat în zona asta de ordonanță militară, de s-au închis drumurile și așa mai departe, noi aveam rezervări făcute la Green Village pentru. Am deschis la 1 aprilie. De la 1 aprilie până la 1 mai astăzi și până la 1 iunie aveam sut, mii de turiști înscriși în aici. Și în secunda în care ne-am dat seama cu toții că nu ne mai putem mișca din case, toți clienții au venit către noi și și-au cerut banii înapoi. Am okay. cu toată sinceritatea, vă întreb, credeți că banii ăia mai erau în conturi? La 15 martie și așa mai departe, nu. De ce nu mai erau un conturi? I-a furat cineva, nu i-a furat nimeni. Dar noi am plătit salarii în ianuarie și am avut venituri zero. Am plătit salarii în februarie și am avut venituri zero. Și ne pregătim de deschidere. Ne pregătim cu... Facem curățenie, dezinfectăm, cumpărăm lucruri noi, schimbăm și așa mai departe. Și atunci modelul de business este din acel early booking care vine cu un discount de 20-30%, banii ăia noi îi folosim în avans pentru deschiderea sezonului. Deci în secunda în care toată lumea a năvălit la ușa noastră, noi nu mai aveam banilor. Nu-i aveam. Okay. Și atunci se pune întrebarea ce faci? Noi aveam la Green Village, dar în grup, pentru că tocmai am făcut vânzarea către der tur și așa mai departe, aveam resurse. Aveam resurse. Și atunci, care este abordarea? Mentalitatea aia închisă spune, băi, nu avem bani în conturile de la Green Village, făceți-vă reprogramări când vreți voi, timp de un an de zile, așa, dar dacă vreți bani înapoi, n-am de unde. Varianta numărul doi este, domnule, dar oamenii care cer bani înapoi, oare n-au și ei dreptul să-și primească banii înapoi? Tu ai niște resurse pe undeva? Poți să le mobilizezi în a-ți respecta clienții? Răspunsul nostru a fost fără doar și poate da și prin asta cred că ne-am deosebit de foarte multe hoteluri din România. Am spus că sunt agenții de turism sau sunt clienți final, dacă doresc, a, vrem să-și reprogrameze, dar dacă își doresc bani înapoi, luați-vă bani înapoi. Și asta este răspunsul la întrebarea ce poți să faci pentru clienții tăi în astfel de momente. Să fii deschis, să le vin în întâmpinare, să te simtă partener, să te simtă solidar. Asta -i. Mul Mulțumim, Dragoș. Mergem mai departe. Mai avem câteva întrebări. Comportamentul consumatorului crezi că va fi diferit după criză? Întreabă Dana Rentea. Salut, Dana. Putea... Eu cred că o să se întâmple cam așa. O să se schimbe niște lucruri o perioadă de timp, după care, încet, încet, anumite, anumite chestiuni vor reveni la... la ce a fost înainte. O să uităm. Noi uităm repede ca și ființe umane. Da? Dar o, o perioadă va fi cumva destul de diferit, după care vor rămâne, cred, anumite chestiuni. Adică uh, sunt convins, de exemplu, că vom reveni la a ne pupa între noi când ne vedem, inclusiv bărbați cu bărbați și așa mai departe, pentru că nu suntem suedezi și nemți, ci suntem români. Dar o perioadă nu ne vom pupa. Da? Uh, am văzut acum că o perioadă nu ne-am dat mâna, acum deja mai sunt întâlniri în care se întind mâini. Deci acum, până acum vreo două săptămâni, era, știi? Nu, ne -ne, nu, nu ne, -ne, ne de mâna. Deci eu cred că anumite chestiuni se vor schimba, dar uh, și vor rămâne așa, unele se vor întoarce la, la normal. Nu cred că va fi o schimbare sustenabilă și substanțială de comportament a uh, Uh, clienților, cel puțin de turism, uh, nu cred. Vor avea mai multă conștiință și mai multă dorință cumva să, <coughs> să nu mai stea la... mi Îmi place foarte tare, eu mai cumpăr când și când dimineața uh, pentru servici uh, pâine sau știu și eu ce. Acum toată lumea stă la coadă la 2 metri distanță. E, voi vă imaginați că peste un an vom sta tot la 2 metri distanță? Vă trebuie? Nu, nu, Dragoș. și dacă mergi într-o piață din București, s-ar putea să descoperi că în anumite locuri coronavirusul nici nu există. Uh, pentru că nu există coz la un metru și ceva. Ce uh, Betina ne întreabă ce îi sfătuiți pe cei care se gândeau să investească în turism înainte de pandemie. Îi sfătuiesc să investească cât mai repede acum, pentru că întotdeauna în criză, cei care dispun de resurse uh, au o mare șansă și șansa vine din a investi exact atunci când toți ceilalți nu investesc. Se, se schimbă cumva raportul de forțe între ofertă și cerere și prețuri și atunci cine are resurse într-o perioadă dificilă ar trebui să investească, ar trebui să nu aibă frică și să investească. Acum voi vă imaginați că un resort ca Green Billy sau știu și eu că altele nu vor fi la fel de populate la anul cum au fost înainte? Eu nu-mi imaginez, eu cred că vor fi. Poate chiar vor fi mai populate Pentru că Aici este izolare prin definiție da? Deci dacă ideea aia de izolare Ne va rămâne în cap Atunci astfel de resorturi Sau Valea Verde Care tot al nostru în acund vor, vor avea de câștigat Deci acum trebuie investiți și, și eu sunt cu ochii foarte deschiși Și mă uit de jur prejur Unde aș putea să investesc Pentru că din fericire M-a prins acest moment cu niște resurse dacă uh, eram în continuare cu agențiile de turism care făceau un milion de euro cheltuiel pe lună, un milion de euro cheltuiel pe lună, uh, nu. Da? Acum era momentul în care să fii mare era o nenorocire. Până cu trei luni înainte, să fii mare era o, un avantaj, și o mândrie. Da? Și spuneam întotdeauna, dacă în turism, în agenții, nu ai rețea și nu ești puternic, nu ai șanse să reziști cu plata corectă a salariilor, cu plata corectă a impozitelor, e foarte greu să rezici. Deci. Trebuie să fii mare. Acum, dacă aș fi fost în aceeași situație, aș fi spus, băi, am zis eu că trebuie să fiu mare, dar acest fapt, acest faptul că sunt mare mă îngroapă. Deci, iată că avem lecții pe care virusul ni le trimite. Da. Dragoș, un diz al tău. Ce părere aveți despre prețul proprietăților dacă vă așteptați la o scădere a prețurilor ca în 2009? Nu mă aștept la o scădere a prețurilor ca în 2009, dar mă aștept la o, preț, la o scădere a prețurilor. O să fie o perioadă în care oamenii au mai puțin bani, și când oamenii au mai puțin bani, fie că au fost în șomaș tehnic, fie că vor intra într-o formă de, cum spuneam, de muncă scurtă, de curți arbaie și așa mai departe. Mă aștept ca acest, ca acest, consum să scadă. Văd că toți cei care fac prognoze de la Banca Mondială, la FMI, la, mă uit la nemți, mă uit la americani și așa mai departe, toată lumea acum prognozează scăderi mai serioase decât erau prognozate acum o lună, două. Deci va fi recesiune, este recesiune fără doar și poate, și în recesiune consumul scade, și că atunci când scade consumul, scad și prețurile. Deci, da, mă aștept ca imobilele să scadă, dar nu suntem în bula din 2008, nu mai e o bulă. Nu? Noi n-am ajuns niciodată la. Cred că nici după 12 ani nu suntem la aceleași prețuri ca atunci. Mare și neavând bulă. Știi, asta este, râdeam puțin, să vă spun imediat, de, de turism. Deci neavând bulă, n-ai din, din ce să scazi. Rădeam cu niște prieteni zilele trecute apropo de turism și de incoming. Știi? Că noi tot zicem de ani de zile trebuie să vină turiștii străini în România pentru că potențialul nostru e mare. Ăștia poate să vină și în aprilie, poate să vină și în noiembrie, și în decembrie. Să vină străini, să vină străini, să vină străini. statul român n-a făcut eforturi în acest sens prea mari. Și noi nu avem străini, de exemplu aici la Green Village, care după părerea mea, unul dintre cele mai frumoase locuri din lume, avem vreo 7-8% străini. Și aia de prin ambasade și chestii de genul ăsta, nu prea vin străini de, cu rucsacul din, din străinătate. E, acum acest lucru e un avantaj. Pentru că imaginați-vă că noi am fi avut turismul din România bazat 50% pe nemți sau pe austrieci sau pe italieni. Noi avem tot turismul bazat pe români, care vor fi primii care vor putea să vină aici, e clar. Că, deci, în interiorul. Așa. E, am auzit pe unii, bă, vezi ce bine că n-am crescut în turism cu străinii, dar sigur că nu cred că putem să, să gândim în felul ăsta. În câți ani estimez că își va reveni piața de bunuri de lux la nivelul celei din 2017-2019, întreabă Camil. Nu, eu nu sunt de părere, știi că trebuie să-mi dau, cu, cu să dau eu cu părerea pe toate zonele, nu le stăpânesc, nu le cunosc, și lucrurile astea sunt oarecum speculații. Sunt mai aproape decât poate mulți alții de informații, de discuții, de macroeconomiști. La Coaliția pentru Dezvoltarea României am, a adunat, cred că vreo 18 macroeconomiști, adică tot ce înseamnă top of the top în România, și s-a făcut un position paper și am stat de vorbă cu ei și am auzit cum gândesc ce fac. Adică, cumva am niște informații, poate mai mult decât alții, dar nici cei cu care eu vorbesc, de la primul ministru în jos, oricine luați în țara asta, nu știe exact ce se va întâmpla. Asta este, asta este realitatea. Întotdeauna, în astfel de momente, există câștigători și perdanți. Câștigătorii sunt cei care au adunat resurse înainte sau care au avut resurse. Da? Vezi Germania, vezi oameni care au și nu oameni, și firme care au pus deoparte când a fost bine. Ei vor, ei vor fi câștigători. În general, oamenii cu bani. Apropo de obiecte de lux sau așa ceva era întrebarea, nu? Zona asta de lux, da. ei vor avea cel mai puțin de suferit. Adică să mă Dumnezeu, faptul că Bill Gates pierde 12 miliarde de euro este ca și cum eu pierd 15 euro, da? da. Tot mă voi duce în Maldive dacă vreau. Da? Deci nu-mi fac eu grijă de zona de lux. Zona de lux va cădea cel mai puțin și își va reveni cel mai repede. Da? Eu îmi fac uh, grijă de oamenii de rând, de cei care au intrat în șomaș tehnic, de cei care uh, își pierd locurile de muncă. Acolo e, da? adică da, îmi fac grijă de turismul pe litoralul românesc. Acolo uh, mă gândesc în cât timp își va reveni. Da. Și nu cred că își va reveni just like this, va dura. Alexandru Raț are o întrebare pe care trebuia să o punem uh, și urma să, uh, să o abordăm în întâlnirea noastră, dar vine la fiți Credeți că statul român va face un alt pachet de ajutorare a economiei mai bun decât IMM Invest? Lovește. Răspuns sincer nu. Uh, IMM Invest nu era gândit pentru criză. Și IMM Invest, dacă vă uitați, uh, nu. Este pentru firme afectate, este pentru toată lumea. Ei aveau pregătit programul ăsta Any, anywhere, anyhow. Ce au făcut? Au mărit plafonul destul de mult și au mărit plafonul de garanție. Acolo nu e necesar cash, da? e necesar așa, în letter of comfort. Adică spune statul român, stai liniștit, bancă, că dacă e ceva, vin eu și plătesc dobânda respectivă. Deci acolo nu se, nu, și atunci au zis, ok, dacă tot nu putem mare lucru pentru că nu avem visteria plină, hai măcar să dăm garanții. Dar atenție, la IMM Invest e o clauză, nu știu câți au văzut-o, pentru că am văzut, nu știu, cât, 28.000 de cereri în două zile, trei zile, mă bucur. E o clauză care spune și o declarație pe proprie răspundere că trebuie să păstrez numărul de locuri de muncă pe care l aveam la 1 martie. Până la sfârșitul anului, intact, Adică eu dacă aveam un restaurant de cu 50 de chelneri sau, mă rog, de personal, eu trebuie să-l păstrez intact până la sfârșitul anului. Bun. Cine poate garanta așa ceva? Eu, de exemplu, aici la Greenville sau în alte părți, n-aș putea să bag mâna în foc că se întâmplă lucrul ăsta. Iar ce se întâmplă la MMA Invest e un credit, adică nu-ți bandați gratis, trebuie să-l plătesc înapoi, cândva. Ori dacă eu sunt obligat, când ar trebui să renunț la un sfert din personal, să-l duc cu mine încă șapte luni, pentru că așa mă obligă proiectul, e o problemă, din punctul meu de vedere. Cred că statul român nu are resurse suficiente să ajute pe toată lumea. Am văzut ieri sau alalte o, o postare sau, mă rog, un interviu al. Unui om din sistemul bancar care spunea statul român este obligat, are responsabilitate pentru sănătatea fiecărui cetățean, dar nu are o responsabilitate pentru supraviețuirea fiecărui IMM. Și nu pot să nu comentez treaba asta din două puncte de vedere. Unu, responsabilitatea pentru sănătatea cetățenilor e la cetățean. E la cetățean în special. Nu e la statul român. Pentru că cetățeanul bea alcool, nu bea alcool, cetățeanul fumează, nu fumează, cetățeanul se stresează, nu se stresează. Pentru toate astea trebuie să facem responsabil statul român. Eu fumez zi de zi două pachete și statul român este responsabil pentru sănătatea mea? Chiar așa o fi? Pe de o parte. Pe de altă parte, când statul vine și oprește economia, că n-am oprit-o noi nici tu Cristi, nici tu Laslo, nici voi toți, nici Dana Rentea, nimeni. A oprit-o statul. Apoi cine are responsabilitatea pentru supraviețuirea IMM-urilor? Cine o are? IMM-ul? Adică vine unul de afară, îți dă cu ciocanul în cap și zice, domnule, nu, faptul că ai murit n-a fost, fost ăsta suficient de puternic. Da? Adică eu ți-am dat cu ciocanul, tu trebuia să reziști. Nu merge așa. Cred că statul român are responsabilitate pentru IMM-uri. Înțeleg că statul român nu are resurse suficiente. Înțeleg lucrul ăsta. N-aș vrea să fiu pe partea aia Cred însă că trebuie să facă mai mult decât IMM Invest. Sau E bine că au făcut ce au putut să facă. E bine că au făcut șomajul tehnic. E bine că au făcut IMM Invest. Că n-a mers site-ul la început. Că a mers după 10 zile. Mă rog. Sunt stângăcii cu care noi n-am obișnuit în România. Hai să fim, hai să fim clar înțelegi. N-a fost nimeni luat prin surprindere. Adică eu am fost extraordinar de surprins când aplicația pentru certificate a funcționat. Mi s-a părut outstanding. Minune Dumnezească! O minune pentru România! Pentru că eu le-am spus înainte, băi, nu vă complicați cu certificate, nu o să meargă aplicația. Ba da, și am zis, bă, pălăria jos. Nu te aștepta ca site urile alea să meargă. Deci concluzia este. Nu cred că statul român are suficiente resurse să salveze pe toată lumea. Nu are, nu are. Ceva care deja avem câteva întrebări foarte tehnice, dar avem o întrebare foarte utilă. Vom reveni la birouri pe 15 mai. Eu n-am avut nicio zi în care am stat acasă, și foarte mulți colegi de mei din zona de suport și care erau dependenți de tehnologie folosibilă rapid și în paralel și așa mai departe au venit. Deci eu n-am simțit chestia asta cu statul acasă, dar eu da, cred că nu numai că vom avea voie să venim la birou, dar cred că este absolut necesar să revenim la birou. Absolut necesar. Acum, întreba cineva, se va schimba ceva la mentalitate. Bun, dacă revenim la birouri și ne pupăm ca americani și ne luăm în brațe și ne apucăm de grătarul și așa mai departe, înseamnă că n-am învățat nimic. Deci mesajul meu este clar, obligatoriu să se miște economia și anume în toate zonele ei, inclusiv în hotelărie și inclusiv în Horeca și este obligatoriu să apelăm la responsabilitatea fiecăruia și să ne putem baza pe ea iar cei care o să danseze altfel să fie izolați nu de către statul român cu amenzi de 114 milioane de euro. Exact. Și de către noi, Așa de către aici. ceilalți, da? Adică noi încă o dată trebuie să facem acest pas ca societate. Pasul suedez. De ce a funcționat uh, uh, nou lockdown în Suedia cu nu suficient, cu, cu niște cazuri care poate sunt puțin mai mari, decât procentual, decât în țările de jur, împrejur, dar față de uh, costurile uh, lockdown-ului, a fost pinați. Da? De ce a funcționat? Pentru că oamenii aia, dincolo că au o distanțare socială anyhow, da? că nu se pupă și nu se uh, stau cu toți la grămadă, cu bătrâni, cu copii, cu nu știu ce, de Paște, de Revelion, de cutare, toată lumea, toți peste toți, ok? Noi suntem mai altfel, mai calzi. Ei, când li s-a spus, puneți mască, au pus mască. Când li s-a spus, stați la coadă la 2 metri, au stat la coadă la 2 metri și așa mai departe. Fără legi. Explicându-le. Asta e mentalitatea deschisă, mentalitatea închisă, da? Fără. Și ne întoarcem la tema uh, clasică. Deci, da, cred că va trebui suntem obligați să revenim dacă nu vrem să o luăm razna și mental și cu economia, trebuie să revenim la birouri, dar să ținem seama de noua realitate. Marius Trif, cât la sută estimați că va fi recesiunea în 2020? Nu sunt macroeconomist, sunt medic de profesie, dar ce pot să vă spun este că uh, acel position paper făcut de coaliția pentru dezvoltarea României Pleacă de la o recesiune de la o, o cădere mai mare decât ce am văzut până acum. Da? Și cred că pe zice trece, cifrele se ajustează în negativ. Am văzut cifra de uh, minus 8,9%. Teribil. Da. da. Adică mai mult decât am avut în 2009, 2010. Teribil. Ionut Miculescu, devin riscante depozitele bancare în perioada aceasta, dobânzile scad și cel mai probabil nu sunt indexate la rata inflației, iar fondul de garantare oferă garanție pentru maxim, după cum se știe, 100.000 de euro în caz de faliment. Eu nu sunt un exemplu prea bun acum, dar eu cred că, da, nu sunt garantate mai mult decât uh, suma respectivă. Dar sunt uh. riscante așa cum sunt? Cum? Sunt riscante? Asta era întrebarea. Bine, până în suma respectivă nu cred că sunt riscante, sincer, că nu cred că se dărâmă sistemul bancar, mai ales că este dependent, nu știu, 90% de bănci foarte puternici. Acum, fosta criză ne-a arătat că și cele mai mari bănci din lume sunt vulnerabile. Deci nu există garanție 100%. Dar eu eu nu-mi fac griji din punctul ăsta de vedere. Dar ceea ce aș putea să spun, până în sumele respective, ceea ce aș putea să spun este că cei care au mai mult decât atâta ar trebui să facă ceva cu banii ăia, mai ales în momentul ăsta, ar trebui să-i pună la lucru, pentru că dacă în momentul astea noi investim, dăm de lucru la oameni, etc., etc., vom avea foarte mult de câștigat. Deci nu știu cât de, cât de riscante sunt depozitele, pe cât inutile. Inutile. Ai bani, Fă ceva cu ei. Sigur, există varianta ca banca să facă ceva cu ei și băncile în general au spus că fac ceva cu banii respectivi, adică fie împrumută statul, fie prin investime mei împrumută firmele și așa mai departe. Deci, ok, fac și băncile ceva cu banii noștri, dar noi vom fi mai antreprenori în a face ceva cu banii noștri decât fac băncile și atunci în îndemnul meu este investiții, investiții inclusiv în Construcții, cumpărați apartamente, știu și eu ce știți să faceți cel mai bine, sau dacă nu știți să faceți imobiliare, și nu sume foarte mari, ci sume care să vă asigure, pe de-o parte, o investiție rentabilă, cât de cât și, pe de altă parte, să vă rămână o resursă necesară, pentru că nu știm cât va mai dura toată treaba asta și va trebui să stați liniștiți, să nu vă gândiți din ce cumpărați cartofi și roșii. Laur, zice, cum credeți că va rămâne impozitul pe clădiri pentru acest an și care credeți că va fi procentul de angajați din Horeca care vor rămâne fără job după încheierea șomajului tehnic? Încă o dată, nu să mă afal, dar nu știu să spun, dar vor rămâne destul de mulți fără, fără job. Noi trebuie să nu uităm un singur lucru. Știi, ne-am plâns în țara asta ani de zile că n -avem, că nu avem forță de muncă. Ne-am plâns de nebuni am adus din alte părți, inclusiv aici la Green Village, sunt câțiva din Sri Lanka, pentru că n-am mai găsit în România. Deci, pe de-o parte, eram în deficit. Da, să nu uităm lucrul ăsta, eram în deficit. Pe de altă parte, însă, se întâmplă altceva. S-au întors foarte mulți în România și cei mai mulți care au plecat din România au plecat în Horeca și în Construcții plus Agricultură. Deci, atunci când unii zic că s-ar fi întors un milion de oameni, eu nu cred că s-au întors, dar câteva sute de mii sigur s-au întors. Da? Deci avem acum și care nu figurează pe, în zona șomerilor, pentru că nu primesc ajutor de șomași, cel puțin nu în România, pentru că n-au contribuit. Și atunci există, pe de-o parte, fostul deficit, care e o chestie bună, care ar absorbi. Dacă revenim încet, încet la normal, absorbim pentru că eram în deficit, da? Pe de-o parte. Pe de-altă parte au venit foarte mulți de afară și pe de-altă parte nu merge economia. Deci, eu cred că economia își va reveni treptat, treptat, treptat și că va dura un an până când vom ajunge, dacă nu mai vine vreo pandemie sau ceva la ce a fost, și vom crește încet, încet. Îmi doresc foarte mult să se introducă sistemul german de arba, de combinație între muncă și șomaj, în așa fel încât să dăm de muncă tuturor. Da. Și dacă la început putem să le dăm de muncă 30% statul va plăti o uh, diferență, un procent din diferență. Uh, și luna viitoare voi da 40% de muncă și 50% pentru partea asta eu plătesc salariul total, ca să fim înțeleși. Deci, uh, asta este modelul de curț arbaic. Dacă se va întâmpla lucrul ăsta și eu mi-am dedicat uh, ore, 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 zile, zile, săptămâni, ultimile, pentru a convinge și mediul de afaceri, dar și bă, guvernul, că e o metodă bună, dacă asta va fi implementată, nu vom avea uh, șomeri. Șomeri uh, total. Vom avea curțarbeit, adică vom avea combinația între muncă și șomeri, ceea ce e mult mai bună decât să stau eu aici să mă gândesc cine de la Green Village trebuie să intre în șomaj, cine nu. Mai bine rămân toți. Este ideea de solidaritate, știi? Suferim cu toți, eu te plătesc cât pot să te plătesc, statul te mai plătește și atunci dacă statul ar plăti 75% din diferență, gândiți-vă că am avea probabil cel puțin 80%, la, 85% din actualele uh, salarii și vom merge luna viitoare la 90%, pentru că încă o lună 95% și când ajungem la 100% deja am scăpat de, de șomaj. Deci dacă vor fi metode de genul ăsta, nu mă aștept să fie foarte mult șomer. Dacă nu, eu mă aștept ca a doua zi după ce se întâmplă că statul nu mai plătește șomaș tehnic, 50% din horeca să fie concediat. Da? De sigur, nu să mă afal, dar nu știu, nu pot să dau sume. Și mai avea mai era o parte a întrebării. Câți din horeca vor. Da. Și prima... Mai rămâsese cu impozitul pe clădiri pentru acest an? Se schimbă ceva? Nu știu, n-am auzit să se schimbe ceva. Tendința, tendința primăriilor va fi să le mărească pentru că n-au bani. Exact. Dar întotdeauna se vor gândi, unul, e campania electorală, anul ăsta este. Deci nu cresc impozitele. Uitați creșterea de impozite, anul ăsta, pa la revedere. Nu? Deci nu vor crește impozitele. Ana la Sant. anul, poate. Da, nu poate. Spuneți-mi, vă rog, cum îi poți spune angajatorului, șefului, care avea nevoie să-ți spună de câteva ori că te apreciază, el vede în tine doar cifre, cum îl poți aborda vără să se simtă deranjat, cum v-ar plăcea dumneavoastră să fiți abordat de un angajat cu privire la acest lucru? Mentalitatea deschisă, da, da, dacă, dacă trebuie să vă imaginați două scaune, da? cum stau eu așa către față, mai poate să fie un scaun alături, da? E, uh... Mentalitatea închisă este când cele două scaune se pun spate în spate. Fiecare își vede de problemele lui, de obiectivele lui. Asta este mentalitatea închisă. Mentalitatea deschisă se obține în ce fel? Unul întoarce scaunul, unul se uită către celălalt, îl vede din spate, dar îl vede. Îl vede ca și om. Adică, dacă angajatorul nu-și întoarce el primul scaun, să și îl întoarcă angajatul. Și să se ducă la angajator și să-i spună aceste probleme, aceste teme. Pe mine mă deranjează, mi se pare că sunt inutil, mi se pare că nu mă apreciez destul. Ce aș putea să fac mai bine? Ce fac rău? Aș vrea să aud și așa mai departe. E, asta înseamnă că unul, deci angajatorul, se uită așa, ăsta la altul se întoarce către el. așa. Ce poate să facă ăsta angajatorul? Ce are două variante sau, mă rog, trei. O variantă este să rămână așa. O dată, să nu îl primească la discuție sau să-i spună, boi, eu nu înțeleg ce vrei, frate, de la mine, că eu te apreciez, hai, hai la treabă, că avem de treabă și așa mai departe. A doua variantă este să-și întoarcă scaunul. să își deci, întoarce și el scaunul și și el atunci îl vede pe angajator, angajat, angajatorul îl vede pe și începe să-l vadă și ăsta să-i spună care sunt obiectivele lui, cum și în ce fel și el îl va vedea ca om. E. A treia este că își întoarce parțial scaunul sub o formă sau alta, dar chiar dacă își întoarce parțial, ăsta n are voie să zică, băi, l-am abordat odată, gata, hai, pa, la revedere, mă întorc din nou scaunul. Nu, trebuie să rămână în poziția asta. Până la urmă, dacă nu e un mare dobitoc, își va întoarce scaunul. Și mie mi-ar plăcea să fiu abordat de oameni în acest fel. Nu neapărat, știi, vreau să vorbesc cu tine că, unul, vreau să-mi dau demisia. Vreau să vorbesc cu tine că vreau salarii mai mari, vreau să vorbesc cu tine că am nevoie de o mașină de serviciu, vreau să vorbesc cu tine că am nevoie de un împrumut și așa mai departe. Nu sunt adeptul unui astfel de abordări, dar sunt adeptul celelalte abordări în care vine cineva la mine și îmi spune: Eu, eu mă simt nevăzut, eu mă simt neapreciat, spunem deschis. Ce fac greșit, spunem deschis ce pot să fac mai bine, spunem deschis cum pot eu să te ajut pe tine, să-mi spună angajatul unde pot să te ajut și atunci scaunul meu se întoarce 100% către el, îl voi vedea ca om și voi avea șansa să clădesc o relație cu acel om, nu cu angajatul, nu cu obiectul, nu cu um, obstacolul meu de acord. Și cred că e lămuritor. Dacă ai cu cine ai, dacă n-ai, n-ai. Ce părere aveți despre împrumuturile bancare pentru investiții în această perioadă? Întreabă Filaret. Da, cu... încă o dată. Sunt adeptul curajului, sunt adeptul împrumuturilor făcute cu cap. Sigur, nu ne aruncăm așa cu cap înainte, dar curaj, curaj, acum curaj. Trebuie ieșit și investit. Asta e momentul. Întotdeauna a fost așa. În crize, cine are acces la resurse, acces nu neapărat să le aibă, dar să aibă acces la resurs. Uite, mă uitam în Germania, firme mari ca TUI, de exemplu, că da? noi am fost TUI Travel Center până cu 5 luni, 6 luni, TUI a primit un împrumut garantat de stat de 1,8 miliarde de euro. Adidas, 2,3 miliarde de euro. Sunt împrumuturi. da. Asta ce, ce înseamnă? Că au nevoie de niște bani, că, dar au acces la ei. Având banii respectivi, ea acum ce poate să facă? Investiții. Poate să se ducă, să cumpere companii, să-și plătească oamenii să-și țină aproape, să nu-i ducă în curți arbați sau știu și eu în alte, în alte zone de, de șomaj. Deci, important e să ai resurse și să nu stai pe ele, cloșcă. Gândindu-te că poate o să dureze coronavirus șapte ani. Nu o să dureze șapte ani, hai să fim serioși. O să ne revenim cu toții. O să ne dăm seama că nici nu avem voie să dureze șapte ani, că luăm raznă. Două întrebări de mare, mare deschidere și popularitate. Tot la care insistă în zona de hotelărie și de Horeca, hotelerii vor scădea, crește sau păstra tarifele de cazare pentru acest an? Ce părere aveți care va fi tendința? În mod normal ar trebui să crească prețurile. Din mai multe motive. Deci, din punct de vedere economic, ar trebui să crească prețurile. Toate măsurile de igienă care vor trebuie să fie implementate vor costa. Faptul că am pierdut două luni de business costă. O să se vină cu măsuri în care o să spună câți metri pătrați aici, 300, câte mese avei 50, nu poți să ai decât 30. Toate lucrurile astea vor costa. Pe de altă parte, prețul nu e dat numai de cost. Prețul e dat și de cerere. Eu nu cred că lumea va veni navală. Da, peste hoteluri din iunie sau din iulie și așa mai departe. Deci, eu cred că deși ar trebui să crească prețurile obiectiv din punct de vedere economic, hotelierii nu vor putea să crească prețurile pentru că nu vor avea cerere. Cel puțin anul ăsta nu mă aștept să crească prețurile. Dacă după aceea va reveni cererea, și vor rămâne aceste costuri suplimentare de igienizare, de dezinfectare, de, de, de distanțare socială. Dacă acest lucru se va întâmpla, sigur, prețurile vor trebui să crească. Pentru că cineva trebuie să plătească toate lucrurile astea. Okay. Întotdeauna plătește clientul. Care credeți că este, Liliana Zaharia, Întreabă, care este rolul educației în viitor pentru îmbunătățirea economiei? Esențial! Esențial, pentru că uitați-vă și în Suedia sau în alte părți, totul vine din educație. Absolut totul vine din educație. Iar în educație, rolul esențial îl are mindset-ul, da? mentalitatea. Asta este fundamentul, modul în care abordez lucrurile, modul în care mă raportez la lucruri. Nu neapărat comportamentul. Comportamentul este... o um, conse Nu, comportamentul este, cum să spun... Um, fără schimbare de mentalitate, comportamentul nu se va schimba sustenabil. Voi fi treinuit voi face altfel, dar dacă fundamentul meu nu se schimbă, atunci voi reveni foarte repede la fostul comportament. Din punctul ăsta de vedere, tot ce înseamnă educație, educația antreprenorială, educație timpurie, educație la școală și așa mai departe, este baza societății. Și eu vă îndemn, dragi colegi antreprenori, investiți în educație, pentru că uh, nu investește statul suficient de mult, vedem care e procentul din PIB alocat educației, iar noi suntem beneficiari, noi antreprenorii, pentru că tinerii vin așa cum sunt formați în școală. De asta Super Teach, da? care se duce mai jos, de asta Merito, de asta tot felul de alte proiecte pe care antreprenorii le au pentru educația timpurie. Ar trebui, ar trebui, am putea să ne gândim Bă, nu e treaba noastră să investim în educația statului. Ok, teoretic vă dau dreptate. Practic, însă, dacă nu o facem noi, nu o face nimeni. Și noi ar trebui să ieșim cu exemple. Da? Și uite, Business Days, de exemplu, este educație. Și e un exemplu de educație. Un exemplu că nu stă acum să-și plângă de milă, că nu mai poate să facă evenimentele offline din care să poată să-și susțină existența. Și a face altceva și investește în online și se agită și face. Asta este educație, nu e nimic altceva. Educația fiecăruia dintre noi, dintre antreprenori și educația noastră a tuturor. Da, bine. Îți zice Diana, foarte frumoasă abordarea, angajat, angajator. Păcat că cei mai mulți angajați, angajați au scaunele întoarse, dar doresc efectele invers. inverse. Adică angajații așteaptă. E, sunt... e, valabil pentru ambele părți. Și, de eu, de ambe. și ambii, ambii, cei mai mulți, încă o dată vă spun. Noi toți, în mare parte, trăim în mentalitatea închisă. Deci noi trăim cu scaunele așa. Așa trăim. Așa e, asta e regula. Asta e regula. Da? Să nu ne așteptăm că acum zen în România, toți trăiesc cu scaunele față în față, toți au de-ai grijă de celălalt. Nu se va întâmpla așa. Întrebarea este, știind că stăm cu scaunele în spate, dacă ne punem întrebarea respectivă, cum să fac, să atunci întoarceți scaun. Și cu cât mai mulți, cu cât vom fi mai mulți care când și când întoarcem scaunul, cu atât mai bine ne va fi. Pentru că vom crea relații, relații bazate pe încredere și nu pe eu sunt șeful, tu trebuie să, eu, eu îți spun, tu faci. Asta este este varianta numărul 1. Varianta numărul doi, cu scaunele întoarse, formăm o echipă. Și nu contează cine întoarce primul scaun. Nu contează. Vă recomand și cartea lui Robin Sharma, care se cheamă Lider fără funcție, în care înțelegem că nu trebuie să fiu șef ca să preiau leadership. Nu trebuie să fiu șef. Pot să preiau leadership din orice poziție, da? Uite aici, că sunt în fața recepției la Green Village, recepționerul poate să preia leadership, bucătarul șef poate să preia leadership. Nu trebuie să fie neapărat șeful de resort. Do it. Just do it. Uh, una dintre ultimele întrebări, ca să zic că așa sper ultima sau penultima, ce părere aveți despre etichetele de vacanță oferite de stat bugetarelor? Ajută sau nu turismul românesc? Și în contextul actual, să vedem ce și cum le putem vedea. E foarte greu să răspund. Că aici, în inima mea, lucrurile s-au împărțit. Dar o să încerc să fiu foarte sincer. Da? Uh, sigur că pe mine, ca hotelier, mă ajută. M-au ajutat. Că sunt mulți oameni care au, <coughs> au, beneficiat de concedii pe care altfel nu le-ar fi făcut. Uh, pe de altă parte, știu că anul trecut au fost investiți în tichete de vacanță 285 de milioane de euro. Iar în promovarea României în străinătate, aproape nimic. E, comparând aceste lucruri și știind că eu, de exemplu, dar mulți alții avem nevoie de clienți din aprilie până în decembrie, și că, din păcate, seniorii români nu au bani și trebuie să ne bazăm pe seniorii străini, ar trebui să ne bazăm, mi-aș fi dorit ca jumătate din bani ăștia să fie investiți în imaginea României în străinătate. Și dacă am fi investit acești bani în imaginea României în străinătate, eu cred că acel tip de investiție ar fi fost mai durabil. Ar fi fost o investiție sustenabilă versus a investi în tichete de vacanță, care evident că au ajutat, nu pot să spun că n-au ajutat, pe unii oameni pentru că au reușit să-și facă o vacanță, pe hotelieri pentru că a venit lumea la hotel, dar cred că pe termen mediu și lung privit nu a fost cea mai bună investiție. Eu aș fi investit o parte, bună parte din banii ăștia și în promovarea României în străinătate. Da. În, în, în actualele condiții. Când străinii o să vină greu în România, pentru că avioane, etc. etc., sigur că etichetele de vacanță dacă s-ar arunca în piață și dacă oamenii ar avea libertatea să călătorească, ar ajuta foarte mult industria hotelieră din, din România. Deci. Inima mea e împărțită în două da? cu privire la acest subiect. Și știu că am mai spus-o cu altă ocazie și mi-am luat suficient de multe înjurături de la colegii mei hotelier care au spus ce mă interesează pe mine acum, anul ăsta să... Așa. E o variantă pe care o înțeleg, o accept, dar nu e neapărat stilul meu de a face, de a gândi și a face business. Aș prefera așa, mai pe termen lung să ne gândim. Uite, vreau să aduc aminte înainte de o ultimă întrebare pe care aș vrea totuși să o pun pentru că este foarte interesantă. Deci, pentru cei care urmăresc Business Day, săptămâna viitoare și în următoarea perioadă vor fi masterclass-uri la care vă invităm cu Adi Ploscaru, Monica Ion, Dan Mocanu, Elena Prodan, Roxana Grămadă și Sorin Faur. Trebuie să intrați pe businessdays.ro la secțiunea masterclass-uri și veți găsi acolo mai multe amănunte Uh, și o întrebare care are legătură și cu zona mea de obicei de activitate. Uh, trăim o perioadă foarte interesantă și grea pentru industria de entertainment, evenimente, concerte. Ce strategii de supraviețuire recomandați pentru această perioadă, în condițiile în care am vorbit cu artiști de la Luminița, Angela, mulți alții, care spun statul român a tăiat tot, dar nu se gândește la cei pe care îi pune la butonieră la spectacole, în momente în care Petrico unui mare artist scrie România? E jale mare în zona asta, ca și la agențiile de turism și nu numai. Deci sunt anumite zone unde e jale mare și, cum am mai spus-o, da? sunt unii care cred că statul român nu are niciun fel de responsabilitate pentru că toate IMM-urile pun aici și artiștii da? în IMM-uri, că și ei sunt nu, probabil PFA-uri sau cu drepturi de autor. Nu e responsabilitatea statului în a salva pe oricine. E o problemă dificilă aici și fără doar și poate îmi dau seama în ce situație este toată industria de entertainment. Repet, nu e altfel decât la agențiile de turism. Am văzut că statul român e dispus să investească 10 milioane de euro pe lună în presă. Da? Da. Ce să comentez? Mă întreb dacă într-un an neelecționat ar fi fost dispus, nu știu, habar n-am. E clar că presa trebuie sprijinită, la fel cum și entertainmentul trebuie sprijinit, și artiștii trebuie sprijinit, și sportivii trebuie sprijinit. Articul. Întrebarea este, unde sunt resursele? asta e singura întrebare, da? Unde sunt resursele? Pentru că noi am spus, băi, nu mai contează că facem deficit bugetar de 15% băgați 30 de miliarde de euro, uite, și în zonele astea și în multe altele. Și statul român ne spune și eu, tind să-l cred, că având în vedere situația visteriei și ce a fost în ultimii trei ani, se împrumută extrem de greu sau, de, sau aproape deloc și se împrumută extrem de scump. Adică, și cu asta închei ceea ce spun acum, evident că entertainmentul ar trebui sprijinit, la fel ca și alte lucruri, da? Dar mie mi este destul de clar că statul român nu e Germania și nu are de unde să-i sprijine pe toți. Și atunci, ce rămâne de făcut? Să primească fiecare câte o picăturică de apă, așa, să încerce să mai trăiască cu picăturica aia de apă încă o perioadă de timp și să apeleze la resursele pe care le-a acumulat în ultimii ani. Unii vor supraviețui, și alții nu. Va fi legea lui Darwin. va supraviețui și ne va putea. Atâta ultima... adică cât nu ai un părinte, un stat, un ceva care să vină să te ia de subțiori în momentul în care ți-e greu, trebuie să reziști singur. Îmi pare rău să o spun, dar nu cred că e altă soluție în momentul de față. O ultimă întrebare de un minut. Liliana Zaharia, agroturismul poate reprezenta o investiție? Da, clar. Și mai ales în zona asta acum și de, vi de viitor imediat. În care lumea va dori să meargă către un turist din ăsta, mai, mai puțin uh, uh, cu plajă, cearceaf lângă cearceaf. da va dori. Va, va avea, se, lumea se va împărți în două, ca peste tot, cu frică și fără frică. Cei fără frică își vor vedea de viața lor mai mult sau mai puțin de dinainte, dar cu siguranță cel puțin 50% din, din turiști vor fi precauți și în acest moment și de acum înainte, cred că va fi una dintre chestiunile care va rămâne sustenabilă, va rămâne durabilă, e tipul ăsta de concediu mai distanțat. Și din punctul ăsta de vedere, agroturismul are un potențial extraordinar. Și străinii, în special, și acolo este visul nostru, să aducem străini în România, își doresc așa ceva. Și ce facem noi aici Și ce avem pe la Valea Verde și agroturism Deci lucrul ăsta de mai izolat Mai pus deoparte Da, din toată inima investiți Mulțumesc foarte mult, Dragoș dacă crezi că în ultimul minut Ar mai fi ceva de adăugat în pledaria ta Te ascultăm cu drag Eu mă bucur mă, Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine Mă bucur că v-am avut împreună Aici pe toți La, la, la Green Village M-a cine cineva când se deschide noi, noi, deschidem, noi suntem deschiși, practic, și cine vrea poate să vină, nu avem voie să deschidem restaurantul, dar avem atâta, avem 30 de hectare aici și avem atâtea foișoare în care fiecare poate să mănânce în foișorul lui sau, sau mâncăm în cameră. Deci noi nu suntem închiși prin lege, hotelul este deschis numai că nu are voie lumea să iasă din casă, asta este problema. Deci noi pe 15 martie, cu 15 mai, mai cu siguranță vom primi primii clienți, dacă vor avea voie să iasă din localități. Deci mă bucur că ați fost aici cu mine, vă aștept, m-aș fi, -aș fi, buc -aș fi bucurat foarte tare, Lazlo știe a, a fost aici, am discutat de mai multe ori, poate facem un mini business days aici, că știe toate, toate cinematografele noastre și toate sările în care putem să facem una alta și poate că acum, uite, număr mai mic. Klein, abă, fain, zice neamțul. Mic, dar fain. Mică, cu mare dar... dragă. Cu mare drag. Uh, și uh, uh, mesajul este că e viață și după corona, și că trebuie să mergem înainte, și că dacă vom reuși cumva să mai lăsăm din orgoli și să mai, ne mai apropiem, nu neapărat fizic, ci mental, ne va fi mai ușor în viitor. Și să nu uităm, când ne e bine, trebuie să punem ceva deoparte, pentru că atunci când nu ne e bine să avem din ce să trăim, poate aceste lucruri le vom învăța și ultimul cuvânt e solidaritatea atât de necesară în astfel de momente nu se clamează ci se câștigă și asta durează și se, se clădește pe încredere și relația de încredere între oameni e și dificilă și de durată, dar trebuie să lucrăm la ele pentru că acum dacă am avea atâta am suficientă încredere și solidaritate cu, cu angajații noștri, cu clienții noștri, furnizorii noștri, cu toți stakeholderii am trece mult mai ușor peste momentele astea decât dacă stăm cu scaunele spate în spate. Întorceți-vă scaunele, în felul ăsta ne va fi mai ușor tuturor. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Cred că a fost o dezbatere foarte interesantă. Dragoș, cu drag te salut și este super la tine. Las voi legătura. Mulțumesc frumos, Dragoș, pentru intervenție. Foarte uh, bune sunt uh, opiniile tale și îți mulțumim din suflet pentru deschiderea cu care ni le-ai împărtășit. Cristi, mulțumesc pentru moderare. Ne revedem luni la ora 10 cu următorul webinar BD Webinar și nu uitați, săptămâna viitoare începem și BD Masterclass cu trei doamne, Monica Ion, Roxana Grămadă și Elena Prodan, trei subiecte interesante pe care vă rog să le studiați pe site, pe pagina Masterclass. Vă doresc un weekend plăcut și un, un mai cât mai relaxant pentru toți din ceea din ce a mai rămas. Încă o dată, Dragoș, mulțumesc frumos că ai fost alături de noi. De eu, eu vă mulțumesc. Pa, pa!